Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la prognoza meteo. Vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros. Spre sfârșitul intervalului de prognoză, pe arii restrânse va ploua. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 5 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 1 și 1 grad. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat o zi rece, unde maxima a ajuns la 5 grade în miezul zilei, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de minus 2 grade. Mâine, meteorologii anunță vreme asemănătoare în cele 4 orașe ale județului Selaj. În Șimleu, Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 7 grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la 1 grad. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 7 grade în miezul zilei, iar minima va coborî la 1 grad. La fel va fi și în Jibou și Cehu Silvaniei, unde maximele vor atinge 7 grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea la 1 grad. În zilele care urmează, vremea se menține pe aceeași linie. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 7 grade. Joi vom avea parte de vreme rece. Maxima va atinge 7 grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la 1 grad. În cursul zilei de vineri, maxima va ajunge la 5 grade în miezul zilei, iar minima se va opri în jurul valorii de 0 grade. Sâmbătă, maxima se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî la 0 grade. Sunt Diana Pop și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo puteți găsi însă și pe site-ul nostru www.selajanul.ro. La revedere!